Ești un profesionist orientat către obiective, competentă și competitivă. Desigur, poți fi o carieristă ambițioasă. Nu e de mirare că ești atât de dornică de succes. Puterea, autoritatea și stabilitatea ta îți permit să te simți încrezătoare într-o lume instabilă. Te străduiești pentru cele mai mari realizări și toate acestea sunt legate de muncă, vrei să fii amintită prin fapte. Soarta ți-a pus ceva deoparte pentru a avea un impact imens asupra lumii din jurul tău. Nu ești neapărat o personalitate remarcabilă sau înclinată să joci pentru public, dar totuși, fiecare întâlnire cu tine lasă un sentiment de originalitate și disimilaritate față de ceilalți, ceea ce face o impresie profundă asupra celorlalți. Fie că ești materialistă, fie dimpotrivă, ai o natură predispusă la gândire abstractă, dar nu reacționezi foarte mult în această privință, ci mai degrabă poate chiar îți lipsește de abilitatea de a gândi abstract. Importanța și amploarea ceea ce spui este un fel de marcă. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: responsabilitate, diligență, reținere, disciplină, înțelepciune practică, simț al scopului, economie. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Îți vei atinge scopul, oamenii își vor aminti de tine, deoarece ești înzestrată cu darul transformării acestei lumi, influențând mediul în care trăiești. Ești carismatică, nu ca ceilalți, luminoasă și vizibilă. Nu îți place să arunci vorbe în vânt, vorbești mereu în serios și puțin sublim, uneori patetic. Pentru tine discursul de scenă se potrivește foarte bine. Discursul tău este specific, deoarece nu-ți plac abstractizările, care nu sunt punctul tău forte. Poți fi o persoană care își asociază cariera cu scena, totuși, apariția ta în public în majoritatea cazurilor este neașteptată și nu trece neobservată, însoțită de un mare fior. Ai abilitatea rară de a-ți îndruma toată energia fără rezerve, până și energia celulelor, la orice acțiune, fie că este vorba de pregătirea pentru un rol, o prezentare sau procesul de a crea ceva. Abilitatea ta de a duce totul la capăt și, în același timp,
de a salva forța pentru viitoarele victorii, este, în general, caracteristică modului în care trăiești. Prin urmare, există o explozie mare care însoțește de obicei eliberarea ta către public. Ești conștientă de talentele tale și știi ce poți face și ce nu este disponibil pentru tine. Datorită acestei calități, poți prefera o activitate reală pentru visul tău și niciodată nu vei prezenta idei care nu au o bază solidă pământească. Foarte rar, poți merge prea departe în atitudinea ta față de realitate, dar curând înțelegi propria ta greșeală și totul revine la normal. Oamenii din jur te pot considera o personalitate remarcabilă și inaccesibilă, care poate folosi oportunități enorme în viață, care de obicei nici măcar nu sunt disponibile oamenilor obișnuiți, dar tu te simți destul de confortabil în orice situație. Este comun pentru tine să pui la îndoială toate adevărurile cunoscute de multă vreme. Nu ești deloc dornică să-ți exprimi protestul sau, mai mult, lipsa de respect față de punctul de vedere general acceptat. Pur și simplu, studiind cu atenție problema, pe care nimeni nu o mai gândise înainte, tu îi aduci în mod logic la propria ta concluzie. Soarta îți poate oferi talente remarcabile, dar este posibil să nu ai capacitatea de a le folosi la maxim, uneori ajungând de la limită. În general, supratensiunile și rănile fizice și psihologice sunt una dintre temele principale ale vieții tale. Ar trebui să înveți să ai o atitudine mai atentă față de tine, precum și pe alții, care nu sunt întotdeauna capabili să-și desfășoare activitățile și să facă față energiei tale concentrate. De asemenea, trebuie să lucrezi pentru a fi mai tolerantă și mai capabilă să ierți. Abilitatea de a ierta este deosebită de importantă pentru tine, deoarece în viața de zi cu zi aderi la principiul fierului, oricine nu este cu mine este împotriva mea. Egoismul și conștiința ta de sine pot juca o glumă crudă asupra ta dacă începi să te consideri Dumnezeu. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești practică, înțeleaptă, stabilizatoare. În viața ta, ești obișnuită să gândești global și rațional. Îți evaluezi întotdeauna cu exactitate responsabilitatea, potențialul și capacitățile tale, ceea ce ești capabilă și pregătită și ce nu poți face. Ești predispusă la interogarea adevărurilor binecunoscute și să le supui îndoielii. În viață, ești calmă, nu ești interesată de starea rebelă a mulțimii. Tu nu abordezi nicio problemă din partea cealaltă, așa cum se obișnuiește. La început vei studia o întrebare care nici măcar nu a trecut prin capul cuiva și numai atunci îți faci propria concluzie. Cum afectează data de 8 ianuarie soarta ta? Reușești să influențezi pe alții într-un mod colosal. Chiar dacă activitățile tale nu sunt legate de teatru, te comporți la cele mai bune standarde teatrale ale lumii. De la o vârstă fragedă, te poți găsi capabilă să atragi atenția mediului și nu numai să atragi, ci și să o reții. Jocul către public îți aduce o adevărată plăcere, diferențierea ta față de masa gri, îi face pe oameni să te admire și le lasă amprente în memoria lor pentru o lungă perioadă de timp. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că poți alege o profesie legată de activitatea teatrală, unde tu, fără efort, ocupi o poziție înaltă. Abilitatea ta de a cuceri inimile privitorului atrage atenția multor fani, și toate pentru că te afișezi privitorului în imaginea dorită de acesta, răsucind altruist întregului suflet. Indiferent de ceea ce faci, ești întotdeauna dedicată muncii tale până la măduva osului. Poți trăi sub motoul fac mai bine decât alții sau nu fac nimic deloc. Ai multă energie pentru victorii noi, puterea ta este suficientă pentru a muta orice munte. Desigur, cunoștințele apropiate și chiar întâmplătoare te admiră pentru că toată lumea este interesată de oamenii energici și veseli care nu se epuizează niciodată. Încerci să nu fii amenințată de realizări imposibile, faci lucruri pe care le poți face. Și numai în cazuri rare, te supraestimezi ușor, dar ești greu de învins, deci, înainte de a acționa, cântărești argumentele pro și contra. La urma urmei,
Este mai bine să ai o strategie rafinată decât să fii atașată de vise și iluzii. Obișnuită cu recunoașterea altora, primind o mulțime de simpatie din afară, întorci de multe ori capul, dar nu poți ierta insultele. Egoismul tău nu este inferior, încerci să obții propriile succese prin orice mijloace. Dacă nu ai destule capacități proprii, vei găsi pe cineva care te va ajuta să-ți atingi obiectivele, uneori fără să te întrebi dacă vor să te ajute. Nu este nevoie să folosești oameni, ei te plac foarte mult și vor veni în ajutorul tău fără a fi nevoie de violențe nejustificate. Faptul că alți oameni ar putea să nu aibă cât de multă energie ai tu, ar trebui să le acorzi timp pentru a obține vitalitatea solicitată de tine. Dragoste și compatibilitate. Trebuie să înveți să fii mai înțeleaptă și mai flexibilă, altfel niciodată nu vei putea să-ți găsești cealaltă jumătate, deoarece puțini oameni vor putea să-ți îndure încrederea în sine și hiperenergia. Din când în când, este util să asculți vocea inimii, o mare parte din altruismul tău inerent te face un obiect dorit cu pasiune. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine, reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Desigur, nu este o obligație sau o certitudine să lucrezi în mediul actorilor, poți alege profesii destinate industriei economice, financiare și bancare. Te poți concentra pe munca ta, afacerile tale preferate și îți poți arunca toată energia pe ceea ce faci. Astfel de tactici nu pot aduce roadele meritate întotdeauna. Tu întotdeauna pui inima în ceea ce faci, dar lucrarea nu se termină. Ideile scrise de tine sunt întotdeauna specifice și potrivite pentru a fi realizate în realitate fără o prelucrare preliminară sau o simplificare. De obicei nu iei nimic de la sine și preferi să verifici adevăruri chiar și obișnuite, răscriindu-le în felul tău și împingându-le să se potrivească pentru tine însăți. Aceasta exprimă și originalitatea unică. Actoria, vânzările, marketingul sau creația publicitară pot fi zone de carieră interesante pentru tine. Sănătate și boli. Pericolul pe care stelele îl prezic în mod specific este utilizarea prea activă a medicamentelor, în special antidepresive. Te rog să reții că aproape toate antidepresivele dau dependențe, în niciun caz nu pot fi administrate fără prescripție medicală, altfel starea ta de spirit va depinde întotdeauna de pastile. Dieta trebuie să se bazeze pe alimente simple. Trebuie să acorzi o atenție deosebită utilizării diferitelor substanțe depresive, inclusiv alcoolului. Exercițiile fizice ușoare și moderate vor avea un efect benefic asupra stării corpului, plimbările în aerul proaspăt sunt deosebit de utile. De asemenea, poți practica sporturi non-competitive. O atenție deosebită trebuie acordată stării mușchilor și sistemului osos. Ești stăpâna vieții tale? Acordă atenție dietei, nu experimenta cu combinații neobișnuite de alimente sau mâncăruri neobișnuite pentru tine, concentrează-te asupra alimentelor cu rețete simple. Nu abuza de alcool, călătorește în mod regulat și respira aer curat, nu uita de exerciții fizice și de încălzire. Sportul de performanță nu este recomandat pentru tine, dar activitățile fără un element competitiv în sport, vor fi benefice. Soarta și norocul. Este posibil ca viața ta din copilărie să fi fost complicată și dificilă.
Dacă a fost așa, va trebui să treci prin multe încercări, să înveți amărăciunea pierderii și trădării, a dificultăților inerente. Ajutând pe alții, sprijinindu-i, tu însă-ți vei avea sprijin în momente dificile ale vieții. Și numai datorită puterii tale de voință, duritate, perseverență, dăruire, poți obține o schimbare favorabilă. Vei găsi stabilitate în sfera financiară numai în anii maturității, căsătoria timpurie poate eșua, ducând de la probleme și complicații. Crearea unei familii la o vârstă mai matură va fi fericită pentru căsătorie. Sfaturi pentru tine. Poți fi afectată de defecțiuni nervoase și leziuni fizice, deoarece ești prea obișnuită să lucrezi la limita puterilor tale, ceea ce îți poate afecta sănătatea. Trebuie să înveți să fii mai tolerantă față de tine însăți, să nu ceri prea mult și, de asemenea, trebuie să înțelegi că nu este întotdeauna convenabil ca alții să se afle în preajma unui astfel de vârtej de energie. Abilitatea de a te ierta pe tine și pe ceilalți pentru unele greșeli este sarcina ta de viață. Nu trebuie să te închizi în sinea ta, imaginându-ți că ești invulnerabilă și solidă ca o stâncă. Este vital ca tu să rămâi în domeniul activității zilnice, să nu pierzi niciodată legăturile cu rădăcinile, familia și prietenii apropiați. Principiile morale puternice sau credințele religioase te vor ajuta să rămâi consecventă și să nu te întorci de pe calea cea bună. Nu fi perfecționistă, idealul este de neatins. Învață să faci compromisuri și concesii. Nu întotdeauna cei care nu acceptă opinia ta sunt în mod automat adversarii tăi, dar cel mai important, păstrează pentru tine egoismul destructiv și aroganța. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În sinea ta ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.